După o iarnă în care nu au dus lipsă de turiști, cabanierii din Rânca se pregătesc acum să-i primească pe cei care vor să viziteze Transalpina vara. Pensiunile sunt pregătite, iar cabanierii întâmpină pe turiști cu bucate tradiționale. Așteptați turiștii? Da, cu cea mai mare plăcere și cred că încă nu s-a deschis sezonul, dar sperăm să vină cu plăcere, pentru că Transalpina este, cred că, printre cele mai frumoase șosele, nu din România, cred că din Europa. Toată lumea care vine este foarte încântată de peisajul pe care poate să-l vadă pe această șosea. Îi așteptați pe turiști, camerele sunt pregătite, mâncarea... Bineînțeles, noi suntem pregătiți și cu camerele, și cu mâncare, și cu de toate. Noi avem deschis tot timpul acest restaurant și această pensiune, așa că pot să vină oricând cu cea mai mare plăcere. Turiștii au început să apară pe Transalpina, dar sunt destul de puțini, probabil și din cauza vremii capricioase. Cei care au ajuns pe Transalpina au rămas uimiți de frumusețea zonei. De când ați pornit în această drumeție? Am plecat de alaltă, am plecat din Petroșani. Da? Unde am dormit? La Cabana Rusului. Și aseară am dormit aici undeva lângă Transalpina. Am venit pe jos. E frumos. Mai sunt câteva aspecte din astea tehnice, dar e frumos drumul. Unde v-ați hotărât să faceți acest lucru? Nu era mai comod, nu știu, cu alte mijloace decât pe nu, jos? Noi suntem adepți mersului pe jos. E mai sănătos. Am ajuns undeva la 1800 deasupra Rusului, unde cabana Nefsului. Am fost că ne-am cazat acolo. A doua zi, adică ieri de dimineață, am urcat Parângul Mic, Parângul Mare, Stoienița. Din peisajul de pe Transalpina nu lipsesc ciobanii și cei care comercializează produse tradiționale. Vă place? Place. De când ne-am faceți mânca aceasta? De când ne-am născut. Da? Și e ușor, spuneți dumneavoastră. E ușor. Turiști mulți aveți? Mai sunt și turiști. Câteodată. Produsele? Le vindeți? Le vinde pe unde putem și noi. De ce faceți aici? Ce să facem cu oile și cu vitele și să ne ocupăm cu mânca asta agricolă? Ce le oferiți turiștilor? Brânzică, unt. Da? Bun, proaspăt? Da. Mai târziu și zmeură și afine. Ce spun turiștii? Sunt încântați? Și așa, dumnealor care le place, iau.